Teama de război relansează interesul pentru adăposturi subterane. A creat vâlvă știrea că Mark Zuckerberg, creatorul Facebook, își construiește un bunker cu o suprafață de o jumătate de kilometru pătrat sub domeniul său din Hawaii. Și Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, a urmat modelul. Unii spun că și Bill Gates și-ar fi pregătit un astfel de adăpost anti-apocalipsă. Vorbim practic de starea de incertitudine asociată cu scenarii catastrofice care determină comportamente sub imperiul temerilor. Vorbim de comportamente anxioase sub masca unei atitudini preventive. Putem observa că este o frică de fapt îmbrăcată în achiziționarea unei variante apreciate ca protecție sau ca adăpost. Psihologic vorbind, corelează cu nevoia de control, care în acest context putem spune că este destul de relativă. Potrivit psihologilor, febra buncărelor nu e doar în rândul milionarilor, ci preocuparea pentru propria siguranță se află și în rândul oamenilor cu venituri modeste. Un proiect nișat devenit profitabil este, cum este acesta, include sau exploatează frica, exploatează foarte mult nevoia de siguranță, care nevoie nu o întâlnim doar la primii 50 sau primii 100 oameni cei mai bogați de pe pământ, și este o idee oarecum contagioasă.